dimineață zile de azi, 10 angajați ai Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție au efectuat percheziții la birourile Consiliului de Administrație al întreprinderii IPTEH. Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, șef direcției urmărire penală a CNA, perchezițiile au avut loc în legătură cu anumite credite neperformante oferite de Banca de Economii și Banca Socială, prejudiciile fiind estimate la câteva zeci de miliarde de lei. Întâlnirea dintre premierul desemnat Iurie Leancă și reprezentanții PCRM în vederea discuțiilor despre votul pentru noul executiv va avea loc luni. Deși Leancă intenționa să aibă astăzi aceste discuții, comuniștii le-au amânat până la începutul săptămânii viitoare. Deputații comuniști spun că sunt gata pentru dialog doar după ce vor analiza programul de guvernare și componența noului executiv. Organizația teritorială a socialiștilor din Găgăuzia va fi desființată. Despre aceasta a anunțat liderul PSRM Igor Dodon într-un interviu pentru gagauzinfo.md. După ce socialiștii găgăuzi și-au exprimat dezacordul cu decizia conducerii formațiunii de a o susține pe fosta comunistă Irina Vlah în funcția de bașcan. Traficul pe strada Alexandrei între străzile Bernardații și Mateievici va fi astăzi restricționat din cauza unor lucrări de curățare și de frișare a arborilor. Totodată, mâine, între orele 8 și 16, nu se va circula pe strada Mitropolit Dosoftei între străzile Tricolorului și Mihai Viteazul. Microbusele care circulă pe traseele vizate vor avea deocamdată itinerare schimbate. În două săptămâni, Rusia va ridica embargoul la importul de mere moldovenești. O înțelegere în acest sens a fost atinsă cu autoritățile de la Moscova în urma vizitei deputaților PSRM în capitala rusă. Asigurările au venit din partea liderului formațiunii Igor Dodon, care a declarat la o emisiune TV că dacă vor fi reluate exporturile, vor veni și surse în buget. Cheltuielile pentru scrutinul local din luna iunie ar putea însuma 90 de milioane de lei, a anunțat președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan. Acesta a mai precizat că data alegerilor locale urmează să fie stabilită după 5 iunie, atunci când expiră mandatul aleșilor locali. Pentru alegerile locale din 2011 s-au cheltuit 70 de milioane de lei. Găgăuzia pe 10 februarie va semna un acord de înfrățire cu regiunea Moscova din Federația Rusă. Despre aceasta a spus actualul bașcan al autonomiei Mihail Formuzal pentru un portal de știri de la Comrat. Totodată Formuzal a mai precizat că vor fi semnate și alte înțelegeri privind colaborarea economică dintre cele două părți. Circa 5.000 de persoane au participat la Atena la un miting pentru susținerea formațiunii de extremă stânga Sirisa. Manifestația s-a desfășurat fără violențe, mitingul fiind organizat în contextul în care noul premier al Greciei, Alexis Tsipras, a inițiat negocieri dure cu partenerii europeni pe tema modificării programului de asistență financiară destinat Greciei. Două centre de comandă și control ale NATO vor fi înființate în România. Acestea urmând să devină operaționale în 2016. O decizie în acest sens a fost adoptată la Bruxelles. În cadrul centrelor vor activa militari români, dar și din alte țări membre ale Alianței, printre acestea fiind vehiculate Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Bulgaria, Turcia sau Polonia. Între 5 și 7 milioane de euro pe zi, atât costă bugetul Ucrainei luptele împotriva rebelilor. Declarația a fost făcută de președintele Petro Poroșenko, care a mai adăugat că Kievul are nevoie de asistență financiară pentru a depăși aceste dificultăți. Ucraina a primit deja 4,6 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Brazilia se confruntă cu cea mai cruntă secetă din ultimii 80 de ani. În São Paulo, apa se oprește câte 6 ore în fiecare zi, iar mulți locuitori au început să-și facă provizii. Din cauza nivelului scăzut cu 30 de centimetri al râului din acest oraș, la suprafață au început să iasă ruinele unui vechi oraș pe care localnicii nu l-au mai văzut de jumătate de secol. Sărbătoarea îndrăgostiților a fost marcată în avans la un acvariu din Tokyo. Toate animalele au primit cadouri în formă de inimioare. Până și gheața cu care se joacă vidrele a fost tăiată în acest fel. Vizitatorii vor putea să admire spectacolul romantic până pe 14 februarie. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a rămas intact azi de 20 lei și 81 de bani, în timp ce dolarul american a adăugat azi 5 bani și costă 18 lei și 21 de bani. Leul românesc este mai ieftin cu un ban și costă 4 lei și 71 de bani. O cădere spectaculoasă cu 37 de bani înregistrează hrivna ucraineană, cotată azi cu 74 de bani, în timp ce rubla rusească rămâne la valoarea de 27 de bani.